Îi vom da cuvântul domnului Laurențiu Petre, partener în cadrul societății Sevescu și Asociații și de asemenea director juridice.ro. Bună ziua, la mulți ani GDPR. Primul slide a fost o glumă, am pus, după cum observați, 25 aprilie 2018, ce bine ar fi fost să fim acum o lună. Tema pe care vă prezint astăzi m-a gândit să aibă un profund caracter practic și anume activitatea de control sau, așa cum am și zis, ce se întâmplă dacă nu. Am gândit câteva sub-întrebări la prezentarea de astăzi și anume despre ce vorbim astăzi, cine, ce, când, ce se întâmplă dacă nu, cât timp și altceva. Bineînțeles, mult așteptată contestație. Despre ce vorbim astăzi? Vorbim despre legea pentru modificarea și completarea legii numărul 102/2005 privind înființarea și organizarea și funcționarea autorității, lege, proiect de lege care a fost adoptat de ambele camere, Camera Senatului fiind Camera Decizională, la data de 22.05.2018, încă nu e în vigoare pentru că este la promulgare și n-a fost publicată în Monitor Oficial, dar o să mă refer în principal la textele din conținutul acestei legi. Prima întrebare este cine? Ce să ne așteptăm, la ce să ne așteptăm după data de astăzi? Personalul de control, așa cum e definit în lege, se referă la personalul împuternicit de autoritatea națională să efectueze investigații potrivit proiectului de lege adoptat deja, numărul de posturi va fi de 85. Prin urmare, cine sunt acești 85? Sunt personalul de control. La ce să ne așteptăm? Ce anume? Personalul de control, după cum se spune în lege, are dreptul să efectueze investigații, inclusiv inopinate respectiv. Și vă rog să citim împreună atribuțiile, care sunt destul de cuprinzătoare. Să ceară și să obțină orice informații, cu subliniere pe orice. Să ceară și să obțină orice documente, indiferent de suportul de stocare. Să ridice copii de pe acestea, să aibă acces la oricare dintre incintele operatorului, la fel, observați sintagma subliniată, oricare dintre incinte, și să aibă acces să verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare. Vă rog să observați dumneavoastră dacă mai există alte activități care n-au fost cuprinse. Când vor trebui să facă aceste operațiuni, operatorul sau persoana împuternicită de operator, la fața locului și sau în termenul stabilit de către autoritate. Ce se întâmplă dacă nu respectăm aceste dispoziții și aceste competențe din partea personalului de control? Și avem că în situația în care personalul de control este împiedicat în orice mod în exercitarea atribuțiilor de control, autoritatea poate solicita autorizare judiciară dată prin încheiere de către președintele Curții de Apel București. Vă rog să observați termenele în care se judecă această autorizare. Avem termen de pronunțare cel mult 48 de ore, avem termen de motivare și comunicare cel mult 48 de ore. Contestația se depune la și se judecă de în Alta Curte de Casație și Justiție, termen 72 de ore. Prin urmare, în opinia noastră, cel puțin, ca avocați, termenele sunt foarte, foarte strânse. Cât timp se desfășoară investigația? Între 8 și ora 18:00, iar după ora 18, numai cu acordul scris al reprezentantului legal. În vechea formă adoptate de Camera Deputaților, aveam numai cu acordul reprezentantului legal. Prin amendamentul aprobat de Senat, s-a precizat acordul scris al reprezentantului legal. Ce mai poate să mai facă personalul de control pe lângă, în cadrul investigațiilor, pe lângă
a ridica orice documente, orice avea acces oriunde, poate să audieze persoane ale căror declarații sunt considerate relevante și necesare, pot dispune efectuarea de expertize și pot identifica și păstra obiecte, precum și să pună sigilii, potrivit codului de procedură penală. Ce ne interesează foarte mult, pentru că deja regulamentul intră în vigoare, avem contestația, care împotriva procesului verbal de contestatare și sancționare și sau a deciziilor de aplicare a măsurilor corective, operatorul sau persoana împuternicită de operator poate să introducă contestații. Instanța este secția de contencios administrativ al tribunalului competent. Termenul 15 zile de la comunicare, cale de atac, apel. Avem și un lucru îmbucurător, suspendarea, care produce efect prin introducerea contestației, inclusiv cu privire la plata amenzii. Câteva cuvinte despre persoana vizată. Avem un lucru pe care pe noi avocații nu prea ne bucură foarte mult, dar probabil pe persoanele vizate o să bucure. Nu avem taxe de timbru. Competență alternativă din punct de vedere teritorial, și anume sediul operatorului al persoanei împuternicite și reședința obișnuită a persoanei vizate. Ce e interesant este că autoritatea poate sesiza instanța de judecată, ea, în cazul în care constată că au fost încălcate drepturile ale persoanelor vizate. Și avem următoarele ipoteze: în măsura în care persoana vizată își asumă, însușește acțiunea formulată de autoritate, procesul merge mai departe, dacă nu, instanța va dispune anularea cererii introduse la instanță. Cam atât am vrut să vă zic, vă mulțumesc foarte mult și să avem parte de o zi frumoasă în continuare.